unele noi edificii moderne, construite în ultimul timp, au creat momente de satisfacție și bucurie la toți ovcenii. Ovcea, în ultimii 2-3 ani, a obținut multe obiecte, să spunem, școala nouă construită, Regina Maria, căminul cultural, căminul sanitar, biblioteca și grădinița. Deci așa 5 obiecte a finanțat orașul Belgrad prin comuna Palilula. Din păcate, deocamdată nu dispunem de comunitatea locală. Ovcea e unicul sat românesc, să spunem așa, care nu are comunitate locală. Comunitate care e foarte principală în alte sate, fiindcă în această instituție toate problemele se scurg și se rezolvă. Noi nu avem, sperăm, am adunat multe semnături a cetățenilor și că se va reîntoarce în localitatea noastră. Bucură faptul că s-au găsit mijloace financiare pentru ca necesitățile locuitorilor din acest sat să fie materializate. Așadar, ovcenia în prezent beneficiază de mai multe edificii cu care se pot mândri.